Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Doamna Brigitte Macron, prima doamna Franței, mai ales că dânsa este pensionară, are 69 de ani, susține introducerea obligativității uniformei școlare, ceea ce, din punctul dânsei de vedere, ar putea combate inegalitatea socială în rândul elevilor francezi. Bravo! Potrivit BBC, ia uite. De ce, mă, bravo? Pensionarul 2. Ea a spus că elevii ar economisi de asemenea timp pentru a se îmbrăca și bani care nu ar mai fi cheltuiți pe haine de brand. Comentariile sale vin în contextul în care Adunarea Națională a Franței dezbate un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, ar face uniformele obligatorii în școlile publice. Ministrul Educației, domnul Pap Ndiaye, a declarat că nu va susține această lege. De unde controversă? Mm-hmm. Prima doamna Franței a fost anterior profesoară la o școală din nordul țării. Acolo s-a cunoscut cu domnul președinte, nu? Da. Monsieur le Président, care are 47, cred, sau nu știu, ceva de genul 45 de anișor sau 47. Undeva pe acolo. Da, dragostea n-are vârstă. N-are vârstă, da. Dar și doamna l-a văzut pe domnul președinte în uniformă? Adică așa s-a să fi îndrăgostit de ea? Nu, că nu era... De el? Nu, dar acum, în principiu, e de discutat. Eu m-am opus... Da, vezi cum este, știi, m-am opus cam de prin clasa 3-a uniformei, până în urmă cu vreo 1-2 ani, poate 3 ani, când am ajuns eu la vârsta la care mă gândesc că poate n-ar fi rău totuși cu o uniformă. Încă mai rezist, încă mai rezist. Pe mine m-au trimis acasă ca să... că n-aveam uniformă. N-aveam uniformă? Da, după Revoluție. M-am dus îmbrăcat normal. După Revoluție n-a mai fost uniformă. Nimic, da, n-a mai fost obligatorie. Nu era nimic extravagant și doamna profesoară de limba română m-a trimis acasă. Uh-huh. Și m-am dus acasă, m-am luat ultima pereche de pantalon dintr-o uniformă pe care o aveam, între timp crescusem și erau de aia cu... aveam 10 cm lipsă jos. Te încălțase și prea jos. Da. Eu cred că am uitat așa la școală. Din toate punctele de vedere este necesară uniforma. În primul rând, cum spune doamna Macron, pentru a dispărea aceste inegalități sociale. Iar... Nu dispar inegalitățile sociale, se maschează inegalitățile Ale masca, sociale. Corect, da. Și doi la mână pentru a-i face, pentru a induce mai mult respect pentru școală elevilor. Crezi că de asta nu învață? Nu, e lipsă de respect? Nu neapărat, dar în momentul în care, adică eu am fost și am mai văzut pe la școală, pe la Fimiu. Și văd și pe Fimiu, adică nu... Bă, se îmbracă, zici că sunt la discotecă. În și clasa 7. Și ce are tu? Nu mi se pare un caz. Când te duci la școală și te uiți într-o clasă, mă gândesc și la profesori, știi? Și vezi pe aia toți înzozunii, fetele machiate de la 7 ani, unele dintre ele. Deci ar trebui să interzică și machiajul. În treninguri, în tricouri, ciclam, roz. Alo, vezi că acum sunt și niște culori de-astea. Să se interzică și machiajul. Eventual. Deci să fie cu cordeluță. Stai puțin, și ce culoare ar trebui să folosească? Că asta nu înțeleg. Nu, mă, să fie uniformă. Cât ca, tocmai ca să nu iasă discuții cu paleta de culori. Deci poate să fie o uniformă fucsia. Da, trebuie aici. Ce-o fi? Dar, iar în ceea ce privește inegalitățile sociale, vezi că ăștia în ziua de azi au luat o razna complet cu... Am mai vorbit noi aici la un moment dat. Mai ales cu încălțările. Păi și la încălțări cum se rezolvă? Păi cum, uniforma presupune și pantofi negri sau... Adică eu când eram la... până în clasa 3 am avut uniformă până la 90 și aveam cămaș, hăinuța aia, pantaloni și pantofi negri. Nu veneai în pantofi... Eu mă duceam și în Adidas, mă rog, în tenis. Păi, pe vremea voastră a fost altfel. Era uniformă, pe bune, deci atunci era uniformă. La noi era cu pantofi atunci negri. Deci primeai nota scăzută la purtare dacă n-aveai matriculă sau cordeluță, fetele. Da. Înțelegi? Bentiță, că le ziceau profesorii cordeluță. Unde-i cordeluța? Numai când mi-aduc aminte de cordeluță. Ce părere aveți, prieteni? 0372069599. Principiile sunt ușor de înțeles. Uniforma universală în principiu maschează barierele sociale. Adică copiii de bani gata cum ar fi, nu mai pot să epateze cu haine de super firmă la școală în felul ăsta, ceea ce se presupune că ar reduce umilința pe care ar simți-o copiii care au venituri mai modeste și care nu pot să se îmbrace la fel. Și trebuie să se îmbrace de haine cu haine mai... Probabil că sunt familii în care veniturile sunt atât de mici încât hainele se moștenesc de la o generație la alta. Da, sigur că da. Copiii îmbrăcați cu haine second hand, practic,
trebuie să fie, să stea în acest moment în aceeași clasă, o copii care se îmbracă cu haine uneori de sute sau poate chiar de mii de euro. Categoric. Asta odată. Nu face decât să mascheze diferențele sociale, să le înțelegem, că nu le anulează. Ce asta maschează? Nu se poate anula. Bun, ai ce să faci în normă. Doi... Doar comunismul le poate anula. Da. În Franța, de exemplu, o uniformă universală împiedică introducerea în școală a hainelor religioase sau etnice. Asta e un subiect în Franța. Ai, nu e valabil la noi. Nu avem așa ceva. Dar 0372069599, opiniile voastre pe această temă și, desigur, și voi copii. Dacă sunteți pe recepție, în mașini, vă plictisiți în chiar trafic. Chiar sunt curios, da. Și vă pune mami sau vă pune tati să ascultați Europa FM, n-aveți ce face? Cum se simt copiii? Da. Sunt foarte curios. Mă, dacă vă bagă ăștia uniformă, ce faceți? Uite, vă mai spun, fiul așadar e clasa 7, exact la vârsta la care a început acum, deși, cum spuneam, e mai devreme decât generația noastră, pe mine m-a apucat mai pe la 16 ani treaba asta, pe ei deja îi pasionează, mai ales și din cauza și aici a rețelelor de socializare, unde văd tot felul de, acum asta circulă, cu Adidas. Uh-huh. Da, cum le zicem, pantof sport, de diverse branduri și nu știu ce. Și vine și mi-arată tot felul de încălțări de 1500 de lei, 2000 de lei, 2000 de euro. Uh-huh. Și la un moment dat a venit că să-i cumpăr nu știu ce de ăștia, care costă vreo 800 de lei. Și zic, bine, mă, înțeleg că și eu am avut-o pe asta cu... Și are bursă. Și mi-a zis, tata, am știu, banii niște... din bursă, vreau să-mi cumpăr ăștia. Ce problemă e? Tu ai niște Adidas MOV. Ceva mai desperiat. Ai o mașină, ai o mașină Liliachie și Adidas MOV. Adidas și mei MOV. Da. Sunt ai lui fiul meu. Hai să zi... I-am dat. Stai așa. Cu subiect. Și am zis, zic, băi, la tine în clasă. Stai lucid. Da. Ce copii mai au Adidas de suma asta? Toți. Și nu. Mi-a zis de vreo doi. Uh-huh. Doar doi. Zice, dar vezi că l-avem pe un băiat în școală care are Dior. De 500 de euro perechea. Zic, tată, ăla evită-l. E ceva nerecunoscut. Adică copil de clasa 7 cu încălțări Dior de 500 de euro, ești... ăla e ceva ce nu trebuie luat în calcul. Tu ești vedetă la radio. N-are ce, ce? Păi cum? Trebuie să-ți demonstrezi statutul, nu? A, nu. Niciodată nu. Pe mine mă găsiți prin nou. Eu am asta, că n-arunc haine. Mă, ai luat în serios, hop. 0372069599. Haideți să vorbim. Vă așteptăm. Pro sau contra uniforme școlare? Asta e discuția din această dimineață. Da, tot revine discuția asta. Eu cred că până la urmă cineva în Parlamentul României o să-și ia inima în dinți și o să aibă o astfel de inițiativă legislativă care s-ar putea să-și treacă. Loredana e cu noi în direct. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Te rog! Eu am doi copii la școală și sunt de acord cu introducerea mici, uniformei. Stai! Unul în clasa 1, unul în clasa 9. Aha. Cel de-a 9 nu cred că vrea să audă de așa. De ce crezi că nu vor? Acolo e miza, că la clasa 1 nu prea îi pasionează pe ei aspectul ăsta. Eu o văd din alt punct de vedere, pe care voi nu l-ați menționat. Apartenența la un grup, așa cum sportivii au un training la fel, o inscripție, mi se pare că și o uniformă ar duce spre lucrul ăsta. Aparțin unui grup, s-ar recunoaște pe stradă. Și copiii exact asta nu vor, mai ales în adolescență. Să fie uniformizați și să fie toți la fel, da, apartenți unui grup. Păi da, da, gașca lor. Nu așa, cu fraierul ăla de la a patra B. De la a patra B, da. Corect. Iar din punct de vedere financiar, eu nu cred că e mai ieftin, fiindcă trebuie să ai cel puțin două uniforme. Dacă da, nu, cumva la o cămașă, poate trei, poate... De la un an la altul deci trebuie să iei uniformă nouă, practic. Uh-huh. Și mai multe bucăți. Deci, financiar, nu cred că e foarte ieftin. Pentru cei care nu-și permit echitate, ce echitate socială e, de unde să-și cumpere două rânduri de uniforme, cel puțin? Dar nu, aici nu e vorba de cât costă uniforma sau de costurile hainelor, și echitatea asta se referă la invidiile pe care le nasc anumite ținute. Asta a fost lansarea ta. Că despre banii dați pe haine, păi da, de fițe nu... vorbim. Exact, dar nu... Și uniformele pot... Că și uniforma e o investiție. S-ar putea ca cei care nu-și permit să-și ia haine mai scumpe, să nu-și permită să cheltuiască bani pe două, trei seturi de uniformă în fiecare an. Da, mă rog. Mă gândesc. De asta cu apartenența la un grup, uniforme vișinii undeva în Crângaș, cred că n-ar arăta rău. Maria e clasa a patra și ne-a sunat. Bună dimineața! Bună, bună, Marie! Bună dimineața! Ia zi-ne, cum vezi tu lucrurile astea? Vrei uniformă? Sau ai uniformă la școală? Da, numai că nu una, de exemplu, fix, adică toată lumea poartă aceeași lucru, câteva culori și nu se acceptă blugi rupți sau tot felul de culori și topuri scurte. Stai, asta e la tine la școală? Da. Deci, care este regula? Ia, stai puțin, care e regula? Cum decență. Trebuie să vă îmbrăcați?
să avem pantaloni negri și peste ceva o culoare deschisă, alb, negru sau blămarin și un plovă roșu sau ceva peste. Maria, dar copiii mai mari de la tine din școală respectă, adică au aceeași regulă? Sau doar pentru voi până în clasa a patra, așa că și... Nu sunt sigură că și eu aceeași regulă, dar majoritatea nu o respectă. Mm-hmm. Ai văzut? Vezi? Da. Bun. Școală privată sau școală de stat? Școală de stat. În ce oraș? București. Interesant. Mulțumim! Succes la școală azi! Baftă! Ia uite, îmi scrie... Salut! Îmi scrie un amic care spre sfârșitul școlii, zice, regula asta e în fiecare liceu. Adică să se îmbrace decent, nu? Reglementarea standard. Și o respecte cineva, mă, Vladimir. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața! Avem doi copii, la grădiniță și la școală, clasa 6-a, Târgu Mureș. Da, și la noi este aceeași problemă legată de pantofi. Pantofii cât mai scumpi, cât mai colorați, cât mai, nu știu, ieșiți din comun. Da. La niște prețuri astronomice, evident. Mm-hmm. Și eu am fost foarte surprinsă când, în 2009, când am ajuns în UK, în Anglia, la școlile de stat era uniformă. Fetele aveau fustă, cămașă și pulover. Puloverul era inscripționat cu unitatea de învățământ. Mm-hmm. Băieții pantaloni, blămaren sau negri, nu mai rețin acum exact, cămașă și la fel puloverul. Iar la partea de încălțăminte se accepta doar tenis negri simpli și balerin la fete. Da. Deci la fel se poate face și aici, că zis că, ok, nu se poate ascunde. Mascăm puțin, da, să mascăm, de ce nu? Pentru că îl văd și pe al nostru. Bluze cât mai lălui, un tricou... Ce clasă e? A șasea. Da, asta e vârsta la care începe și de aici încolo să te ții. A început de anul trecut, de clasa 5-a, cu așa ceva. E mai precoce vestimentar. Dar cum se face, mă, că din totdeauna toți copiii, mai ales când depășesc o anumită vârstă, 10, 11, 12 ani, vor să fie cât mai personali, să fie diferiți de ceilalți. Și adulții nu vor decât să-i uniformizeze, să-i îmbrace pe toți la fel, să-i bage într-o uniformă. Și ei se opun, săracii de ei. Dar nu e vorba. Nu e vorba de... Nu asta e problema. Problema e că pentru mulți dintre ei apar frustrări. Aici e problema. Și tu ca părinte ai de-a face cu tot felul de, ai tot felul de discuții. Unii părinți nu pot să gestioneze astfel de situații. Da? Uh-huh. Încă o dată vă spun. Eu când am intrat la liceu în clasa 9 în centrul Bucureștiului la Spirul Haret, venind din Berceni cu Adidas Rosprint, cu limbile mari așa, burete albe, n-o să le uit. Și am ajuns la Spirul Haret, unde erau ultimele modele, toate denumite după basketbaliști din Statele Unite. Acolo erau foarte mulți copii din protipendada vremii, da? Care își aduceau încălțările din Statele Unite. La noi nici măcar nu se găseau. Și eu eram fascinat de copii aia. Și când am stat acasă la mama primară, se apăruseră și pe la noi niște magazine. Se deschiseseră primele magazine cu încălțăminte de asta de brand. Și am spus că am nevoie de 200 de dolari să-mi iau o pereche de încălțăminte. Care erau printre cei mai ieftini. Atenție, da? Ai mers, du-te mă de aici. Și mă trimitea la școală cu pantofi negri. În prima zi de școală m-am dus cu pantofi negri. Se uitau aia la mine și eu că sunt venit de la țară de departe. Da, deci sunt... Ingrid e clasa 7-a. Bună dimineața. Bună, Ingrid. Bonjour. Bună. Bună. Eu voiam să spun că, în opinia mea, toți adulții vorbesc așa de pe vremea lor. Brav. Când se purta mereu uniformă și... Dar acum e total diferit, avem niște obicei foarte diferite și ne raportăm unii la alții diferit. Și cum spunea doamna dinainte, cu toate hainele astea așa, și eu am început să port tot felul de haine diferite, n-am prea purtat uniformă decât în clasa 5-a. Dar eu văd ca pe o formă de autoexprimare și la fel și prietenii mei și, în general, hainele te fac să te simți mai ca la tine acasă, în pielea ta. Și e adevărat. Te duce, simți că, uite, asta sunt eu și le arăți persoanelor cine ești cu adevărat. Eu votez cu Ingrid. Îți imaginezi un scenariu, Ingrid, în care vine diriga sau dirigu și te verifică dacă ai cordeluță pe cap, adică bentiță, și dacă nu ai, îți pune absență? Nici nu-mi
pot imagina așa ceva. Eu sunt la o școală care, deci, nu s-ar putea întâmpla așa ceva niciodată. Deși se presupune că avem uniformă, nu o poartă nimeni, dar stai, cum adică se presupune? Cum adică? Stai, mă, Ingrid, aveți uniformă școlară la școala respectivă? Adică e în standard? Da, avem o uniformă a școlii care se presupune că se poartă și nu e purtată. Dar nu există consecințe propriu-zise. Deci e o veselie. Dar voi n-aveți, de exemplu, colegi care sunt frustrați, se simt prost, sunt râd alți copii de ei că n-au nu știu ce încălțări sau se uită cu jind la hainele altora? Nu, chiar nu. Adică avem... Da, toată lumea poartă ce dorește. Sunt și unii copii care poartă uniformă și nu te judecă nimeni pentru asta. Adică... Vezi? Păi nu, dar ai spus bine că lumea poartă ce dorește, dar poate tu-ți dorești ceva ce părinții tăi nu-și permit să ai. Da, asta este o chestie de familie, cred eu, pentru că poți să... pentru că e diferită autoexprimarea de hai doar să avem haine de brand ca să ne știe tot orașul că avem haine de brand. Iată, bravo! Ingrid a spus foarte bine. Este o posibilitate de exprimare. Cred că trebuie să le dăm adolescenților dreptul și posibilitatea să se exprime. Ozzy Osbourne, în care tu câștigi bătălia hiturilor, Luca, da, și care merită ascultat, a crescut într-o familie extraordinar de săracă, din Anglia. Și pentru că nu avea bani de bijuterii de rocker, purta la gât un robinet de un lanț. Pentru că el simțea nevoia să se exprime. Deci, dacă vrei să fii original, asta, poți să fii. Da. Robinet, că nu avea bani de altceva și a cărat după el robinetul ăla foarte multă vreme. Da. Mișto. Da. Hai să vorbim și cu Laura, mai avem foarte puțin. Bună, Laura. Cu Cristi. Cristi, salut. Bună, Cristi. Bună dimineața. Bună. Nu v-a mai prins Anastasia, i-a părut că vrea să vă salute. Vă ascultăm fiecare dimineață. La început, nu prea dorea al post, dar dacă tati ascultă Europa, a n-a avut un post. Asta ne bazăm, săracul copil. Așa. O fetiță, clasa a treia, pantaloni închiși la culoare, bluza să fie albă, lucrul ăsta se respectă și toată lumea cred că e destul de mulțumită. Prea puțin atrag în momentul de față la vârsta asta, atenția la... Sunt mici. După, dar, stai să ajungă la după ciclu primar. Nu, din gimnaziu încep problemele astea. Dar când am doar un singur copil. Okay. Puternic, o secundă, vă rog frumos. Așa. Ce fain și mi se pare super ok. Mai mult decât încălțămintea, telefonul. E bine că nu-i lasă să scoată telefonul decât după terminarea orelor. Uh-huh. Că practic acolo încep să-și etaleze, cum s-ar spune, puterea lor financiară și așa mai departe. Da, dar o să vezi că după ce devin mai mare, asta cu telefonul nu-i mai frământ așa de tare, că până la urmă telefonele astea din ziua de azi fac toate același lucru. Sigur că sunt într-o marjă de preț de la 1000 la 7000 de lei, dar până la urmă poate să facă, toți au WhatsApp, toți au rețele de socializare, adică nu îi privează de nimic. Corect. Acum să trecem și la clasa 5-a. Vezi că mai ai 20 de secunde. Da, într-adevăr, la clasa 5-a, haine largi. Și într-adevăr li s-a impus uniformă, tot așa similar cum o am și pe cealaltă fetiță, numai că am încercat să o respectăm la început și copilul a început să vină acasă și zic că mă, tată, nimeni nu o respectă, mă simt aiurea, vreau și eu să mă îmbrac cu o haină de-aia cu... Și atunci am lăsat-o. Aici, din punctul meu de vedere, profesorii sunt de vină, fiindcă dacă ar ține un pic strictețe cum țin cei până în clasa a 5-a, poate că ar fi lucrurile un pic mai ok din punctul ăsta de vedere. Zi minunată! Mulțumim tare mult. Mulțumim. Mulțumim, Cristi. Cristi. Da, rămân la părerea mea, să fie libertate. Nu libertate, sunt plusuri și minusuri. Da. E un subiect complex. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.